În seara asta o să cânt de la Babyface și Stevie Wonder How Come How Long. O piesă care chiar m-a și atins dintr-un punct de vedere personal, pentru că piesa este despre O.J. Simpson, care și-a bătut femeia până a murit. Și am cunoscut și eu o fată care, la fel, avea un prieten care o bătea cu sticla sticlă de apă minerală. Și o să-mi amintesc de chestia asta. I-am zis atunci că, mă, lasă-mă să mă duc să-l omor, că la mânie nebun. Dar a zis că lasă, că a trecut. Nu mai sunt împreună, din fericire. Mare viteastră să fii să dai într-o femeie, wow! Dizzy este wow! Nu mai ce să zici lui Dizzy, are un ambitus de aici până acolo sus. Și cântă orice. Chiar te uimești, adică te uiți așa la el și după aceea n-auzi cântând, știi? Fel de Joe Cocker al României, dar mult mai tânăr. Venit din plan local, ajuns la nivel național, viitorul nu poate fi decât mondial pentru un explorator vocal precum Dizzy Imre. Imre! Acest lord englez sosit pe plaiuri mioritice. Sănătate, sănătate. Bălu, dacă ați văzut, și-a aruncat blănița și s-a îndrăgostit. Cred că... Ca de la Bălu la Bălu. Horia. La Bălu la Bălu? De la Bălu la Bălu. Era vorba de mine, a făcut din nou o glumă. Da, da. A fost, totul este o glumă. Știi cum ar face Marius? Și acum aplaudați, No, te și urci pe scaun. Dragul. Mai repede. Da. Dar ce sprinten eram eu. Am fost primul care a folosit acest scaun la adevărată valoare. M-am urcat pe el, m-am gândilat pe el. Cred că nu mai rezistă la al treilea sezon, să spun eu. El a fost primul. Facem un scaun de titan. Adevărat că ăsta e. Am fost... El a dezvirginat acest scaun, atențiune. Bravo. Și l-a și băgat în mormânt. El a fost primul. Horia,
totuși, este vizi. El are o voce. Sigur. El are ce voce... zici despre prestația lui? El are o voce foarte bună și cred că și vizi acum o să-mi dea dreptate sau nu. Cred că a avut emoție interpretând această melodie. Da. Am, la repetiție a ieșit o notă, cea mai înaltă notă. Era un, era un do sau un si. Un do. Era un contrare. Problema lui e următoarea. Să înțeleagă că... și telespectatorii de acasă. Era o contră. Era un contrare, este o acută pe care foarte deci puțin... n-a fost tocmai bine. Nu, nu, a fost sus, a fost o notă foarte înaltă. Ascultă-mă și o să spun totul, da. Dacă mă ascult. Știu că eu sunt foarte scurt, să știi. Iar apreciez de data asta emoția lui Vizi, mai presus de vocea lui, care e foarte bună. Bravo! Bravo! Loredana! Dragă Vizi, yo, Iștenem! Adică mi-am dat seama, doamne... ascultându-te în seara asta, interpretând acest cântec superb, că tu ai suferit pentru fata aia într-un fel. A fost o dragoste neîmpărtășită. E... nu vreau să merg mai departe, e... nu sunt... am avut așa feeling-ul ăsta, știi? Prea ai cântat așa cu... cu o pasiune din asta care... zace și s-a strâns de mult acolo în tine și în această seară ai avut ocazia să vergi focul ăsta și l-ai vărsat foarte bine. Felicitări! Mulțumesc! Smiley, scurt, scurt și cuprinzător. Vezi, asta e miracolul muzicii, că poți să te, poți să te exprimi prin muzică, poți să dai afară energii negative, chestii care s-au adunat, sentimente mai vechi, durere, bucurie. Asta e frumusețea și tu ai reușit să faci asta în seara asta. Mă bucur că te-am ascultat. Mă bucur că am ocazia să te ascult la Vocea României, să te descoper. Ești o voce senzațională și te felicit. Moga! Pam, pam! Eu vreau doar să zic că îmi place foarte mult vocea lui Vizi și felul în care vede el muzica. Și știind că am lucrat cu atâția oameni în cei 12 ani de când sunt în București și fac muzică, pot să vă zic, dacă vreți să îmbogățim industria muzicală cu o voce foarte bună, să-l votați pe Vizi în momentul în care se dă start vote.